Consiliul Județean Hunedoara a demarat achiziția de lucrări pentru întreținerea drumurilor județene aferente perioadei 2020-2023. Față de perioada 2016-2019, în acest an vor fi pregătite două proceduri de achiziție care se vor concretiza în încheierea a două acorduri cadru, unul pentru întreținerea curentă pe timp de vară, iar altul pentru întreținerea curentă pe timp de iarnă. Acordul cadru pentru întreținerea curentă pe timp de vară va cuprinde două loturi, unul pentru lucrările realizate cu mixtură bituminoasă și altul pentru lucrări de întreținere periodică, precum curățări, șanțuri, rigole, întreținere, acostament, vegetație. O altă noutate este aceea că rețeaua de drumuri județene, în lungime totală de 1325 de kilometri, va fi împărțită în 6 zone. În cel mai scurt timp, aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Hunedoara va depune documentația necesară pentru procedura de achiziție a lucrărilor de întreținere curentă pe timp de iarnă, documentațiile aferente lucrărilor de întreținere pe timp de vară fiind în lucru.